Destul de vagă toată povestea asta. Vagă? Niciun element palpabil pe care să-l iei în calcul. Cum? Ochii mei? Cărora li s-a părut că văd, hai să fim serioși. Domnule ministru, era Lucia? Habar n-am. E în țară, e în București. Nu știu. Interesează-te. Nu pot. Cum nu poți, mai cum nu Ia poți? spune-mi, ce face Anca? Irina, în ce clasă? Păi te întreb dacă ați adus-o pe Lucia în țară și tu mă întreb de familie. Ce înseamnă asta? Înseamnă că e singurul răspuns pe care pot să ți-l dau. Ah, dar acum 12 ani ai putut să-mi spui tot ce mi-ai spus și astăzi nu, gata, nu, astăzi nu, nu? Despre ce Păi vorbești? cum despre ce vorbesc? Despre Lucia Nu ți-am vorbesc. spus niciodată nimic. Ah, da. Crezi că îți întind o capcană, nu? Adică noi suntem prieteni de o viață și azi vin în biroul tău ministerial și vreau eu să te dau un gât. La asta te gândești, nu? Hai. De asta ți-e frică. Ce dracu e cu tine, mă, George? Mai Ce? bine, mai bine, du-te acum, du-te acum. Ne vedem altă dată. Nu, acum ne vedem și acum vorbim. Nu pot în 10 minute, am ședință de guvern. Hai, mă, facem câțiva pași în jurul clădirii. Ieșim pe hol, poftim. Mergem în toaletă. Un cuvânt, te rog, un Nu, cuvânt. nu pot. Dar acum 12 ani ai putut să-mi spui că a racolat-o securitatea. Și că a scos-o din țară în portbagajul unei mașini în timpul nu știu cărui congres internațional, când punctele de frontieră erau sufocate de delegații venite din toată lumea. Ieși Ai putut afară! să-mi spui? Ieși, dracule, afară de aici! Mai George, mi-ai spus odată că sunt singurul dintre prietenii tăi care nu ți-a cerut niciodată nimic. Poftim, își cer acum, domnule, își cer acum, pentru prima și pentru ultima dată. Uite, dacă vrei, îngenunchez în fața ta. Uite, Ce dracu! Ce dracu faci aici? Ridică-te! George, ajută-mă, ai fost prietenul meu, ai fost prietenul nostru. Tu știi cât am iubit-o eu pe Lucia? Știi ce a devenit viața mea după ce a spus voi mâna pe ea? Voi? Da, voi! Care voi? Ce aveam eu pe atunci cu securitatea? E, acum, voi, ei, tot acolo. Spune, pe Lucia am văzut-o azi dimineață. Nu mai pot să fac nimic. George. Nu mai am nicio putere. Nu mai sunt decât un figurant adus pe scenă în zilele festive. Totul e în mâna ăstora de azi. George, spune-mi, e în București? Mă duc acasă sau mă apuc să răscolesc orașul după ea? Atât, atât să-mi spui. Măi, omule, nu mai am voie să pun întrebări. Să mă interesez de niciun dosar. Dacă o fac, se raportează imediat. George, dintre toți ăștia care sunteți acum, ești printre puținii care au ieșit într-adevăr la Revoluție. Ce dracu au făcut ăștia cu tine? Ce aștepți tu aici? Pensia. Pensia? Da, pensia. Mai am 3 ani. Ce vrei să fac? Unde să mă duc? Pe stradă, oriunde. Andrei, ne-am înșelat. A fost revoluția lor. Noi ne-am riscat viața. Ei au câștigat. Da, asta așa e. Am stat împreună în stradă în fața scutierilor ca niște proști. De figuranții de care aveau atunci nevoie. Am vrut să te fac colonel SRI. Azi erai general. Și nu mă mai întrebai pe mine cine sunt oamenii care trec pe stradă. Uite că mai sunt și naivi din ăștia care pierd trenul. Uită. Cum să uim, mă? Ce să uim? Ei, Ce trebuia să... să o fi făcut de mult, dacă nu pentru tine, pentru Ina și pentru Anca ești obligat să uiți. Dar cel mai inteligent lucru ar fi fost să pleci din țară. Aha, Ce da. naiba, ai o meserie bună, cum dracu mai poți să respiri aici? Târziu, prea târziu. Când e vorba de viața noastră, niciodată nu-i prea târziu. Mă rog, nu cred că înțeleg ce vrei să-mi spui, dar ce ar fi să fac eu o conferință de presă? Conferință de presă? Da, prietene, conferință de presă. Să adun radiouri, televiziuni, agențiile străine, toată lumea, domnule. Astor de prea mulți ani creierii cu întrebări la care nu sunt în stare să găsesc un răspuns. E, să mai răspundă și alții. Glumești. Dacă aș putea glumi cu chestia asta, aș fi de mult un om liber. Andrei, nicăieri în lume nu te joci cu așa ceva. Hopa! Mă pui în gardă. Sau chiar mă ameniți. Să s-o pune și tu, revoluționarul. Ai uitat că trăim într-un stat de drept, într-o democrație autentică.
Nu, prietene. Pardon, domnule ministru. Mie nu are ce să mi se mai întâmple. Eu mi-am încheiat de mult socotelile. Să trăiți! Așteaptă! Ce? Ce? Mai vrei să-mi faci un bine cumva? Dar ce scoți de acolo de la buzunar, ha? Ce e, mă răvașel? Ce e, mă răvaș? Ce e? Sună-l. Pe cine să sun? Ce scrie? Bujor? Capitanul? E general. La pensie. Vorbește cu el. Îl cunoști? El cunoaște.